Salinele sunt cunoscute pentru efectele benefice pe care le au asupra organismului. În România există aproximativ 20 de saline naturale, dar nu oricine are posibilitatea să ajungă prea des în aceste oaze de sănătate. Din fericire, de câțiva ani, în tot mai multe orașe din țară există și saline artificiale. În aceste zile, o astfel de salină și-a deschis porțile în centrul Zalăului. Pereții salinei sunt placați cu bulgări și cristale de sare, iar podeaua este acoperită cu un strat gros de sare. Pentru amenajarea salinei a doua cea mai mare din România, s-au folosit trei tipuri de sare. Sunt trei tipuri de sare, sarea de praid, sarea de Himalaya și sarea din Marea Moartă. Din cauza nivelului ridicat de poluare din mediul urban, tot mai multe persoane suferă de afecțiuni ale sistemului respirator. Salinoterapia este un remediu foarte eficient în tratarea și prevenirea acestor afecțiuni. Curele în saline sunt benefice în tratarea astmului, bronșitelor, rinitelor alergice, alergii și chiar a unei banale răceli. Sunt atâția oameni cu probleme respiratorii și cred că un asemenea loc va fi în beneficiu și pentru binele celor care suferă de asemenea afecțiuni. În timpul petrecut în salină, persoanele inhalează aerosoli salini bogați în minerale, iod, potasiu și nu numai. Foarte bogat în minerale, iod, potasiu și de aceea combate foarte bine stresul, oboseala. Ședințele sunt recomandate și pentru oboseala cronică, depresie sau rezistență scăzută la stres. O astfel de cură este foarte indicată în perioadele de primăvară și toamnă. O ședință durează 45 de minute și este recomandat să se desfășoare pe perioada 10 zile consecutive. Tratamentul se repetă odată la 3 luni. Primii vizitatori ai salinei au fost copiii de la o grădiniță din oraș. Am venit la invitația doamnei Sfăt aici să petrecem câteva momente frumoase alături de copii. Micuții au pășit timizi în interiorul salinei. În schimb, în scurt timp, locul s-a umplut de țipetele de bucurie ale copiilor. Aceștia s-au jucat și au făcut castele de sare. În interiorul salinei sunt amenajate mai multe spații pentru copii, cât și pentru adulți. Copiii se pot juca în spațiile de joacă special amenajate pentru ei, în timp ce părinții pot juca table sau cărți. Am fost foarte surprinsă să găsim aici lucruri deosebite, o atmosferă frumoasă. Cât despre preț, răspunsul îl dă chiar unul dintre Asociații Salinei, care vă lansează și o invitație să pășiți în oaza de sănătate. Prețul este 20 de lei pentru adulți, 15 lei pentru pensionari studenți, 10 lei pentru elevi, iar copiii sub 3 ani au gratuit. Vă așteptăm cu drag și vă invităm pe toți să veniți!